Antonio și Maria vorbeau mai devreme în Hamac despre femeile din viața lui Antonio, fostele sau fetele cu care a avut o aventură. Spunea Maria că poate ea este de modă veche, dar crede că ar fi putut fi mai selectiv. Antonio spune că nu a avut multe femei între 30 și 40 și că nu îi se par multe până la vârsta aceasta. Știți că Maria a avut foarte puține relații și toate serioase. Oricum, ea este și fată, așa că nu se poate face vreo comparație între cei doi. Acum, cel mai important este să nu se mai repete istoria și Antonio să-și fi găsit jumătatea pe care a tot căutat-o în persoana Mariei. Până la urmă, trecutul este trecut pentru toată lumea și ar trebui cumva să se ia în considerare persoana așa cum este ea de când a fost cunoscută de partener.